ordine, următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind executarea bugetului de venituri și cheltuielile al Comunei Mărgeni de Tăbacău pentru anul 2020, inițiator domnul primar. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 67 din 2017 pentru aprobarea documentației de realizare lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții sistem de management energetic integrat pentru clădirea școlii gimnaziale Lunca în Comuna Mărgeni de Tăbacău. Inițiator domnul primar. Așa cum ați solicitat în ședința anterioară, astăzi i-am invitat pe domnii constructori de la Barat și Mărgine, domnii dirigenți de șantier și domnul consultant pe aceste proiecte pe care le facem cu finanțare europeană. Dacă mai sunt și alte probleme pe care am discutat cu ordinea de zi. Consiliul la rând, am și eu ceva de spus la același punct, dar după ce o să discute. Dacă nu mai sunt, să supunem la vot. Cine este pentru? Să abțineți pe la împotrivă. Nu am dat tot asta pe la dăm cuvântul pentru fi prezentă. Controlul la ordine de zi. Proiect de hotărâre privind rechizitarea bugetului de venituri și cheltuieli. Așa cum știți, în ședința anterioară, punctul din proiectul de hotărâre privind rectificarea pentru deblocarea excedentului cu suma de 460.000 lei pentru obiectivul lucrări de reparații la școala gimnazială Barat a fost amânat pentru ședința aceasta, întrucât dumneavoastră aveați câteva nelămuriri și câteva întrebări la care noi nu am putut răspunde, ne fiind specialiști, de asta i-am și invitat pe domnii. De asemenea, față de ședința anterioară, am primit o adresă de la Ministerul Finanțelor prin care s-a alocat suma de 122.000 de lei la cheltuieli cu salarii pentru asistenții personali și suma de 24.000 de lei pentru copiii cu cerințe speciale, copiii cu CES. Și se vor da toate restanțe, pentru că ne-am întâlnit cu Data 5-6 septembrie se vor da toți banii din buget. Da. La zi, o să fim la zi. Domnul de zile întârziere, nu? Da, o lună, atât avem. Știți că în ședința anterioară am transferat de trimestru 4 în trimestru 3, acum ne-a dat și Ministerul Finanțelor 1.200.000. Dar și suma totală cât este? La ce? La asistenții personali, lunar? Lunar. Deci am transferat din trimestru 4 în trimestru 3. Deci nu erau bani. Și privim. Depășește suma? Da, trebuie să ne acoperim și trimestrul 4, că n-am transferat toată suma din trimestrul 4 în trimestrul 3. Numai o parte din sume. Deci la începutul anului bugetul se aprobă pe trimestre. În fiecare trimestru avem sume de bani. Noi suntem ținuți și de încasările care se fac la bugetul local pentru a avea disponibil bani în cont. Și având în vedere faptul că de obicei în trimestrul 1 și 2 sunt cele mai mari încasări, știți, până luna martie când se aprobă bonificația, și trimestrul 4 când la sfârșit de an toată lumea vine să-și achite datoriile, cam astea sunt trimestrul 1 și 4 sunt cele mai mari încasări. De asta am transferat din 4 în 3 și ne acoperim pe trimestrul 4. Și pe excedent mai rămâne ceva? La salarii nu rămâne excedent. Nu, pe tot bugetul. Da, deci excedent rămân din lucrări, rămân din investiții, rămân din resurse. Da. Deci, dumneavoastră, întrebări pentru școala Barat. Știu că în ședința anterioară ați refuzat această alocare de fonduri pentru școala Barat, pentru că aveați unele întrebări. Puteți să puneți întrebări constructorului, dirigenților de șantier, sau consultantului. Cel mai indicat să-l rugăm pe domnul dirigent de șantier, care este reprezentantul nostru. Ar trebui domnul consultant să ne explice dânsul prima dată și după aia dirigent. Eu cred că și dumneavoastră, dar poate chiar la final, sau să intervină în discuțiile noastre. Ne vrem să știm exact care e situația în școală acum. Și asta poate să-mi spun doar domnul dirigent de șantier, care e reprezentantul nostru. Deci a fost nevoie de acest devid suplimentar pentru școala Barat. În devizul inițial nu au fost prevăzute o serie de lucrări cum ar fi zugrăvel vopsitorii, pardosel. Nu au fost prevăzute în devizul inițial lucrări, știu eu,
care nu s-au știut la vremea respectivă. Gletuirile au fost prinse, că am văzut că sunt... Gletuiri n-au fost prinse. Singurele lucrări care au fost prinse, au fost prinse reparații în dreptul unde s-au făcut canalele pentru instalații. Singurul lucru pe așa. Și zugrăvire pe... Transportul. Numai o porțiune din asta. Restul n-au fost prevăzute inițial. Atunci, dacă îmi permiteți, domnul proiectant nu bănuia atunci când se intervine la scoaterea sau dezlocarea unei... Vă rog să vă credeți că nu pot să răspund în, în numele dumnealui. Da. Dacă nu pot să discut. Dacă nu pot să explic un pic rațional celor două proiecte, că ambele se încadrează în aceeași situație. Cele două proiecte au fost întocmite și depuse în acord cu un program de finanțare, programul operațional regional, pe o axă care vizează îmbunătățirea sistemului termoenergetic. Adică scopul programului este de a scădea consumul de energie cu clădirile publice. Astfel, prin programul respectiv, sunt finanțate doar strict lucrări care conduc la îmbunătățirea sistemului energetic, respectiv la diminuarea consumului de energie și a scăderii emisiilor de CO2. Programul prevede, pe lângă cheltuielile respective, un procent de 15% eligibil ca și cheltuieli conexe, în speță, reparații, înlocuiri pe acolo pe unde trece un cablu de curent electric. Sunt evidente astea. Astfel că proiectul a fost conceput strict pe program. Restul investițiilor, ce înseamnă reparații, ele nu sunt eligibile din start când au fost. Chiar dacă ar fi fost, să zic, prinse la acel moment sau ulterior. Dar proiectul a fost conceput, cum am spus, pentru programul de finanțare. Faptul că clădirea noastră necesită și lucrări care sunt de natura reparațiilor, care nu fac obiectul programului cu direcția, pe direcția lui gândită. Adică ele puteau fi necesare sau nu puteau fi necesare. De exemplu, nu știu, schimbarea presiei sau a parchetului. N-au legătură cu proiectul în sine. Întrebarea este, cei 15%, ce valoare are reală, au cei 15% din total proiect? Păi care e valoarea proiectului? Că sunt valori diferite. Unul are un milion și ceva și unul 6-700 de mii. Deci 150 de milioane. Suma e intimă, pentru că așa locă programul. Întrebarea este, nu e 15%? Da. Aia se văd cheltuie pe reparații. Aia sunt scoși din devizul ăsta de lucrări sau dublăm suma efectiv pe porțiune? Aia nu sunt scoși, aia sunt prinși cu conformitate cum a ieșit cu licitația. Deci finanțarea. Aia asta nu era întrebat pe dumneavoastră, era pe constructor. Adică să nu, efectiv, pentru șansurile alea, să nu dăm bani de două. Nici o formă, dar nu, dar asta deja intrăm în altă sferă. Noi n-am fost înțeleși, adică n-am primit informațiile astea de la început. E posibil. Și atunci ne punem întrebarea, care nu cumva e ceva la mijloc? Nu, nici mai ales la final de mandat. Vă asigur că nu. Indiferent, acum să, indiferent că aceste lucrări, sunt un cazul simplu, schimbat parchetul, ar fi fost constatate la început, sau sunt constatate la momentul ăsta, valoarea lor era suportată tot din bugetul local. Da. Deci, fără discuții. Nu puteau fi prinse acolo. Nu puteau fi prinse. Nu sunt eligibile, nu sunt cheltuieli de natura de a le suporta programul de finanțare. Sau dacă vreau, nu știu, să achiziționez o dotare la bucătărie, cu habar n-am, ce, aragaz, ce mai am, dacă am o cantină. Aceste dotări n-ar fi făcut obiectul eligibilității. Dar constructorul putea să previzioneze Constructorul oferea. Ascultați-mă puțin. A fost întocmit proiectul care a fost supus aprobării, s-a semnat contractul de finanțare și a scos la licitație. Constructorul a ofertat strict pe acel proiect. Faptul că apar lucrări, să zicem că n-am fi avut proiectul, dar am fi avut nevoie de lucrări de reparații. Nu le-am fi acordat? Corect. Strict în această situație, adică să suprapune proiectul nostru pe niște alte lucrări necesare. De fapt, despre asta e vorba. Puteau fi necesare sau nu? În cazul de față sunt necesare, adică parchetul e uzat. Pentru obiectivul de la casă, de la școala Runcani, așa de vizul suplimentar,
Poftim? Pentru școala Luncaia. Da. Nu va fi și de vizit suplimentar și acolo? Da. Ba da, da, da. Păi e următorul punct eu... de ordine de zi. Da. Aici se dar ce vă spun eu, se aplică... Adică, pe... avem de... situația e identică. Identică la... Păi, logic, da. Asta am spus la început, că... Dar noi nu avem numai cu ăsta de la Barat. Spuneți un pic care e starea claselor de la Barat. Domnul, ce stai? Nu. Ce ați găsit după ce ați săpașat, ce ați găsit acolo? Cum sunt șapii? Sunt șapii, nu sunt șapii? Parchetul. Vor fi cum... constructor. Deci, bă, noi... asta am întrebat. Da, vă pot spune eu. Deci, partea din parte, așa, am constatat chiar și cu domnul Vici, că l-ați venit în control, doamna directoare, cam așa ceva. Este turnat un anume rom beton pe care s-a pus. Ăsta, având lemn în el, a intrat în putrefacție, mirosuri extraordinar de neplăcute, știi, și dumneavoastră. Am fost nevoiți să-l dăm afară. Și acolo la parter? La parter. Numai la parter. Deci parter. În ceea ce privește etajul 1, așa, și acolo am fost nevoiți să-l dăm afară, datorită faptului că pus alt parchet peste ăla vechi care era deja deteriorat și ăla... Scuze, domnul, deja erau două rânduri, da? Se ne trebuie. Da, da. Deja erau două rânduri. Erau două rânduri, plus unul peste alt. Deci, dumneavoastră au văzut, știi care e situația, și am fost nevoiți să dăm afară și de acolo. Urmează ca noi să turnăm șape, da? Să facem reparațiile care sunt... În ceea ce privește zugrăvelile, sunt zugrăveli vechi, cum se făcea odată. Bar de ăla care nu poți să spui că eu trebuie să bucerdez, să dau jos, ca să pot să fac reparații și să gletuiesc din nou. Datorită faptului că dacă dau glet peste un bar nebucerdat, neamorsat, știți ce se întâmplă? Într-o perioadă scurtă cade jos. După am pierdut aiurea. Ei, la asta s-a ajuns doar... datorită proiectului, că dacă nu n-am fi avut acest proiect, probabil că n-am fi intrat în amănunt în clădire. Dar poate mai bine, că undeva... Păi asta, dar asta e și poziția mea, adică dacă tot facem o lucrare, hai să o facem ca coadă, și să nu mai fie nevoie la anul să... Dacă ați termen așa reușit până la 15 septembrie... Nu, așa nevoie. Sunt nicio formă, fiindcă apar probleme, dați-mi voi, vă rog frumos, să vi le spun acum și cu asta închei. Probleme la instalația de gaz. Deci, instalația de gaz care au fost la sobe, da? Vine conducta și duce la soba respectivă, unde a fost. S-au dezafectat, s-au închis robineții. Dar ei trebuie tăiat. Datora. Acolo cine poate pune mâna? Deci trebuie proiectat, părerea mea, firma autorizată de gaz care să vină și să le închidă. Deci nu ne putem juca cu chestia asta. Doi, de la canalul de apă care vă vine în școală, nu aveți presiune la baie. Este o țeavă de 1x2 care alimentează toată școala. Și aia e bai de capul ei. Trei, avem țeavă de apă în laboratorul de chimie, da, care duce acolo. Eu, pentru mine e simplu. O tai, o astup și dau drumul la lucrare în continuare. Ce se întâmplă? Mâine, poi mâine, trezit că avem fântână arteziană. Astea sunt probleme care eu le-am constatat. Vi le pun dumneavoastră într-un așa și după aia o să... Nu-i nevoie. Preiau eu pentru cele astea, pentru proiectanul aici. Și... zic că asta s-ar putea. Sunt surmodat. Se pot face. Nu sunt lucrări de anvergură foarte mare, dar depinde de specialități, adică de gaz, depinde. Da, de... În eligibilitatea proiectului inițial, nu intra și dezafectarea instalațiilor vechi? Nu, pentru că nu au legătură cu eficientizarea sistemului termoenergetic. Păi nu, dar nu trebuie. Sigur că de fapt, ele, ce ți arată ție aspectul ăsta, ce discutăm și la ce am ajuns noi de fapt? Că clădirea în sine n-avea nevoie doar de o reabilitare a sistemului termoenergetic, ci și de alte lucrări. Corect. Dar strict pe sistemul energetic și dacă îl face altul om, nu era normal să fie prevăzut și dezafectarea celui nou? Prevăzut. Trebuia prevăzut.
Apropo de țevile de gaz, noi nu putem veni cu un proiect separat să, să dezafectăm țevile de gaz care trebuiau să intre în proiectul inițial. Deci trebuia întâi dezafectată instalația veche și după aia venim cu instalația nouă. Adică așa e logic. Păi acolo eu cred că e prins ceva, dar... Păi asta, asta vedem. Asta nu putem să venim cu proiecte pentru o țeavă de gaz. Asta sunt chestii care se pot face acolo. Venim cu proiecte cu iar nipatința. Dar țeava de gaz trebuie să dea soluție tot proiectantul care... Da, dar pe proiectul inițial, care face parte din sistemul energetic. Nu spun că nu sunt și nici erori de proiectare sau ceva de genul ăsta, acum să nu luăm, dar mare punctul meu de vedere, proiectantul care a proiectat aici este să fie ultimele lucrări pentru primărie, pentru primărie Marginei. Am rogat de la listă, există pe proiect? Dar nu l-a autorizat. Da, avem, adică nu l-a autorizat. Păi nu, dar cu gazul metan, de exemplu. Astăzi, zugrăveala se poate termina pentru 15. Nu, nicio formă. Deci, suprafață poate termina până cu termenii. Am întâlnit probleme. Deci sunt probleme care nu ne permite să dăm înainte. Trebuie să văzut de la început, domnule. Nu ziceți în premieră acum cu obiectivul ăsta. Nu este vina mea, deci nu pot să iau eu decizii. Deci eu am executat exact ce mi s-a dat în proiect. Plus, aparte, știți prea bine, clădirea a avut la intrare, nu știu ce sală, a avut probleme, știe și domnul Vici, s-a reproiectat, când cădea corpul, era lăsat și am făcut subzidii, armături, să știe bine, astea le-am prevăzut și le-am făcut. Ce o fost de durată? Acolo durata da, menului. Da. Asta a fost diferența. Dacă îmi permiteți o precizare. Atunci când te apuci să faci o lucrare de genul ăsta, când sunt lucrări de reparații, lucrări de... Niciodată nu poți să prevezi dinainte ceea ce găsești atunci... Urmează să se întâmple. Da, de viză aveți și proiectă și lucrări ascunse care... Au procentul cel de 15% care ne prevede. Lucrări ascunse. Despre ce a vorbit domnul mai înainte, ce înseamnă lucrări de rezistență. Ce lucrări se constată în baza unei expertize. Exact. Da? Proiectul a beneficiat de o expertiză la momentul respectiv, când a fost întocmit. Nu s-au constatat pe baza expertizei necesar de intervenții la structura de rezistență. Ulterior, când s-au decopertat, când s-au văzut. Nu poți să stabilești că fac niște lucrări fără un document oficial. Asta spune un expert de pe domeniul lui. S-a făcut un proces verbal de constatare. Sigur că da, și s-a reluat expertiză din câte știu eu. S-au stabilit la nivel de expertiză categoriile astea de lucrări. Adică nu discutăm să le facem după ureche sau... Cu atât mai mult când vorbim de structura de rezistență. Avea cum să știe dinainte că e fisurat până... Mie trebuia să-mi spună un expert treaba. Mie, proiectantul în speță. S-o săpat la fundații, s-o dat deoparte ca să poată constata și acolo. Altfel nu putea să. Domnul constructor, dar deblocându-se banii ăștia, deci ca termen noastră, ce bănuiți? Când vă puteți încadra? 31 aprilie. Ăsta este termenul. Poate și mai negrav. 31 aprilie 2021? Da, dar ăsta este termenul. Odată ce se pune la punct absolut toate, aprilie poate fi 30.
Apropo de chestii, cum să lucreze firma pe degeaba? Toate ce se pune la față, da. Toate chestii. Deja sunt lucrări făcute care nu. Deci, odată ce se pun la punct toate chestii, noi, imediat, începem pe proiect. Pentru lucrările executate până în acest moment pe proiect. Această sumă, această sumă este destinată acestor lucrări care vi s-au explicat acum. Da, deci acel zid. Lucrări din categoria reparații. Reparațiilor toată școala, deci văruită. Pentru că ei nu sunt obligați conform proiectului să se văruiască unde lucrează. Deci unde bagă cablurile de electrice, unde scot țevile de la calorifere, atât sunt obligați conform proiectului, ce este eligibil. Ce nu este eligibil, deci pentru asta este suma. Și deci avans nu s-a dat pentru aceste lucrări, pentru că nu avem voie să dăm avans. Pentru proiectul inițial s-a făcut proces verbal de recepție, au terminat lucrările? Nu, noi facem. O secundă, haideți să vă frumos, dacă chiar înțelegeți greșit. Noi, când solicităm rambursarea banilor de la POR, facem un dosar cu situațiile de lucrări ale dumnealor, cu ordinele de plată, cu facturile emise, cu tot. Iar cei de la POR vin și verifică stadiul lucrărilor. Sunt situațiile de lucrări să se regăsească în teren, deci nu noi verificăm, cei finanțatorul verifică. Și în momentul în care constată că sunt îndeplinite condițiile, ne rambursează banii. S-a și întâmplat. Avem deja pe varață o cerere de rambursare. Și pe lucrări. Deci discutăm de partea de proiect eligibilă. Aici ce propunerea care s-a făcut pentru aceste lucrări suplimentare. Situația vine probabil din faptul că aceste două clădiri imobile au o anumită victime și s-au intervenit de mult timp asupra lor. Deci asta e vorba. Doi varianta cu proiect. Acum am depisat. Aplicând proiect, am depisat niște neajunsuri ale imobilului. Dar cel mai probabil, dacă nu am fi aplicat proiectul ăsta, la anul ar fi fost necesare lucrările astea fără dubiu. Dacă doresc, domnul consilier, după ședință, mergem cu două microbuze și vedeți ce este acolo, la fața lucrurilor. Cel mai bine. Clădirile noastre. E perfect. Eu chiar m-aș bucura să veniți, să constatați. Eu vă pun absolut totul la dispoziție, ce este. Chiar despre ce am dorit și pozele, cum apărea la început, și cum s-a lucrat. Așa, și e foarte bine să veniți la fața locului, să discutăm, să luați o hotărâre, că sunteți beneficiarul clădirii și atunci putem stabili exact ce loc și ce este. Am înțeles că amplasarea hidranților este făcută în așa fel încât nu se poate justifica în două capete. Deci problema hidranților de prea mult acum, domnul. Și a instalat electrice. Deci trebuie să vedeți școala terminată. Dar este lucrurile. Bine, stați și mai aici. Să pronunțe niște specialiști unde se amplasează și ce se amplasează. Nu putem lua noi deciziile așa. Referitor, trebuie să ne gândim că nu pot grădinița este plină, tot mobilierul din școală este dus în grădiniță. Păi nu, asta întrebam, domn primar, te întrebam dacă dumnealui și suntem toți aici. Domnule, ce termen dă? Deci, asta după... Despre asta e vorba. Termen real, dați-mi termen real. În cât timp terminat tot? Dacă dumneavoastră, ca proprietar a clădirii, ne puneți la dispoziție toate cele menționate de noi, adică, problemă cu apă, nu vreți să o faceți? Nu-i problema mea. Problema la gaz. Vreți să o faceți? Nu-i problema mea. E cea mai simplu la gaz. Deci, nu, eu am spus așa ca problemă. De eliberat. Noi avem probleme mari cu eliberatul. Noi mutăm bănci, scaune de pe hol într-o sală, de pe sala respectivă de clasă. Asta nu s-a sumat la licitații, nu? Nu, eu n-am spus pentru mutată, dar părerea mea este că trebuia făcut sau
constituit o comisie în care o bună parte din respectivele bănci care sunt uzate, dulapuri și așa mai departe, să se caseze, să se arunce. Și atunci rămâneam mai puțin. Dar trebuia să spunem bani ca să cumpărăm noi. Dacă spuneți-mi când credeți că trebuie la sucrăme. Nu vă spus, dacă aveți bani. Dacă avem bani, eu zic că la sfârșitul lui decembrie, odată cu Crăciunul, e ok tot. Okay. Eu zic să ne gândim toți, mă refer aici la consilier, să ne gândim foarte bine. Dacă noi nu aprobăm acum, înseamnă încă 3-4 luni de amânare, minim. Cel puțin. Așa. Și să nu uităm de ce suntem aici, da? Am fost aleși să reprezentăm oameni. Și comun. Majoritatea nu mai avem copii, sau nu mai aveți copii. Da, avem. Și nu vă loviți problemele astea. Dar gândiți-vă, două școli vin la Mărgineni, autobuzul nu merge, n-are frână, n-are inspecție tehnică. Cum îi aducem? Cine îi conduce? Din cauza cui? Eu vorbesc pe speța asta. Da? Și mai e o chestie care vreau să o menționez. Vedeți că noi deja avem lucrări care nu sunt contractate, care le-am deja demarat. Demarate. Deci, avem șape care nu sunt plătite. Avem mai multe chestii, dar mă rog, astea o să rămână, să le verificați și dumneavoastră, să vedeți. Că noi că am zis că vrei să nu stăm, hai că zic, în momentul în care sună clopoțelul, poate face măcar partierul, dar uite că... Presiunea este foarte mare. Știu. Da, bine partierul, domnul. Și mai este și faptul de campanie electorală. Eu zic să lăsăm răutățile și să aprobăm bănuții, părerea mea. Pentru că o să ne înjure lumea, pe toți ne înjure lumea. Dar e vorba că... Nu, domnul Palare, fac ceva, au auzit Bărăcei. Părinții, la 375 va bine aici. Și atunci va vedea cine o să fie. Cine nu? Vă spun sincer. Nu-i vorba de... Da, nu cred cineva dintre noi cu argumente să conteste acum și să voteze împotrivă. Asta ce poate? Ca sfat. Mi se pare... Să te joci cu educația. Nu, dar dumnealor au venit și ne-au răbunit foarte. Noi avem un jurământ depus aici, că susține... A doua problemă. Mi dă statul niște bani? Și noi trebuie să punem niște bănuți ca să... Eu de fiecare dată, domnul primar, vă amintiți, am susținut ca domnul dirigent de șantier să fie aici la mai multe ședințe. Acum, fericire, eu o putem. Până la sfârșitul mandatului nostru, mai am o problemă care aș fi calor. Noi avem reprezentanță în Consiliul Administrației al Școlii Mărgineni, din Consiliul Local. Nu este informat de dată, dumneavoastră. Nu, dar este doamna directoare ce poate să... Dar doamna directoare e directoare să școlă. Dar domnul Cândea știe situația. Păi nu, dar să ne spun reprezentanții noștri acolo, care i-am ales toți. Vorbim din reprezentanții noștri. Da. Care e situația acolo? Domnul Maduraru, știți situația de la Barat sau... Exact ce s-a spus aici, așa e. Atunci mulțumim. Da. Înseamnă că cineva, dar trebuia să fim și noi informați de adevărul care e acolo. Așa, așa la ședința trecută v-am informat cu problemele astea care sunt de exemplu, nu vorbiți așa, că suntem atâți acum. În ședința trecută s-au discutat problemele astea care le auzim acum? Eu n-am auzit nicio informare și am ales în fiecare an alți reprezentanți și prima dată nu niciodată. Puteam evita discuții. Nu, am trebuit să fac. Greșesc, am trebuit să fac. Nu, dar discuții care acum s-au lungit și fără sens. Eu mi-aș dori și chiar vă rog din tot sufletul. Haideți să mergem cu două microbuze la Barat, să vedeți ce aici este și ce aici este acolo. Eu zic să mergem cu autobuz. Cu autobuz. Dacă îmi permiteți. Eu nu vreau să-l mai întreb pe domnul Cândea. Domnul Cândea mă întreabă de ce e autobuz. Autobuzul să știe foarte bine cum sunt. Dacă îmi permiteți, când s-a cumpărat autobuzul, domnul Cândea m-a contat? Deci dacă autobuzul vă face acest accident... Ascultați-mă un pic, dacă autobuzul va face accident cu copiii în el, noi vom răspunde. Ce e autorizat? Consiliul local. Pentru că noi am dat aprobări. Deci nu, dar n-are inspecții tehnică, funcționează ce fel. Plus că șoferii din primărie nu vrea nimeni să mă urce la volan. Au dreptate. Autobuzul este condus de șoferul școlii. Un om care își asumă responsabilitatea de trecere la subiectul nostru. Nu, o secundă, dacă îmi permiteți. S-a spus că din martie nu se mai lucrează la școala Barați. Informație greșită. Pe 6 aprilie
S-a încheiat contractul de lucrări pentru școala Palatului. Deci când nu s-a prezentat nimeni. Nu, abia a treia oară sau a patra oară s-a scos la licitație și s-a câștigat. Deci martie nu se lucra. Noi o decizie ușoară, dar trebuie să ne gândim. Ori ducem copiii și n-avem cu ce să-i ducem, ca să îngrămădim într-o școală, ori grăbim reparația școlilor și să revină totul la normal. Dar cum trebuie? Două secunde. Având în vedere că avem toate trei școlile doar la Mocinei, în 14 sunt de clasă, pe baza cererilor de transport de anul trecut ale părinților, dimineață, în schimbul 1, vom învăța în două schimburi. În schimbul 1 trebuie aduși 241 de copii. Din Pădureni, 114 din Valea Bodului, Trebeș, Mocinești și Pădureni, 45 din Podiș, Poiana și Lucan și 82 de elevi de la Barați. Din toată comuna. Deci aproape imposibil să faci chestia asta. Să-i aduci, să-i duci, să-i aduci încă o dată. Dar de ce n-am gândit să ducem două școli să le facem în același timp? Dar nu vă știu ce să faci recalate totuși. Dar nu s-au prezentat la autoritate de rană vocală. Nu ne întreabă. Dar nu s-au prezentat până în aprilie. Nu s-au prezentat și un copil. Să gândim o leacă, dacă ne-am blocat, avem trei școli. Și două le luăm și le băgăm în lucru. Dacă n-am gândit, o să ne blocăm. Cum face că trebuie să împărțim copiii la noi avem un contract de finanțare care trebuie respectat cu termene precise. Dar nu se prezinte cineva la licitație. Doamna directoare, și cum vedeți atunci? Chirierea unui spațiu de transport sau ce? Ca să vă fac în față. Dar nu știu să cer doar un mijloc de transport. Situația deja este edificată. Trebuie să vedem ce facem în continuare. Când închiria ceva să ne luăm. Dar școlile care sunt în chestie nu se poate. Doamna directoare, ce măsuri se ia pentru copii? Noi spunem că să reparăm asta, să facem pe aia, să dregim pe aia, dar nu spune nimeni nea că și ăla e copilul, eu sau dumneavoastră, sau doi din... Prima măsură să fie distanța. Distanța aia, cum se pune, cum se pune și să facem... Dar nu are reparat-o două plantași. Mi-i interesați mai mult să reparăm, să facem și cu copii. Păi să n-ai întâi reparat obiectivul. Ca să îi faci distanța. Dacă nu repar, cum faci distanța? Nu îi faci distanța. Nu îi duci în martie, în aprilie. Nu poți să fii deschis să ducă copiii în viață. La prie. Dar ori îl duci la Mărginei, nu la Trebeș. Unde vrei să duci? Unde să duc? La Trebeș, acolo nu ce vrei. La Valea Vădului Trecatii, dar am atât școală, nu-ți duci. Păi și atunci, decât ideea să ne reparăm pe noi. Păi asta e ideea. Mai repede, îi duci în aprie. Păi nu are maxim, maxim. Ce? Da, maxim, maxim. Și dacă n-a probabil, îi duci în aprie, îi duci în zoia. Nu trebuie, așa să spun, nu se pară. Asta nu se spune nimic. Bă, ce se spune totul dacă nu e reparat tot ce se spune pentru distanțe? Avem așa, avem la mijloc septembrie, octombrie. Deci la sfârșitul octombrie, eu cred că așa se trebuie. Dar dacă noi vă acordăm sprijin maxim, dar vrem să avem promisiunea de voastră cu rezolvație. Mai rău. Cum ați terminat spitalul județean urgent, cred că terminați ceva. Vă duc și dumneavoastră. Dacă copiii de la școala Barat ar pleca la școala Barat, cu cei de la Lucan ne-am descurcat doar în schimb. Atunci ar fi mai ușor probabil și... Pentru toată lumea. Da. Dar la școala Lucan, dacă s-ar duce, ar fi, da. Dacă s-ar termina și la școala Lucan. Bine, e pe urmă, următorul... Dar să vă gați cu orice cât mai mult, cât mai... O secundă, ați avut problema de transferii sociale a copiilor. Și s-a pus problema distanțării copiilor și a respectării normelor de igienă pentru COVID, da? Deci de astea se învață în două schimburi. Ca acești copii să nu fie amestecați într-un schimb. Deci astea sunt, și avem o lege, hotărârea de guvern 122/2020, care spune clar care sunt obligațiile noastre în ceea ce privește începerea anului școlar. Cu aceste măsuri de distanțare, cu măști, cu dezinfectanți, cu dezinfecția întregii clădiri la terminarea unui schimb, cum e aici, că va fi trebuit să fie pauză între schimburi, ca să poată să dezinfecteze. Adică există legislație pe care va trebui să o respectăm, adică obligatoriu. Dacă permiteți, cele două schimburi nu sunt create
prioritate pentru că trebuie să facem distanțarea de un metru. Cele două schimburi le-am creat și învățăm în două schimburi pentru că toți copiii vin la Mărginei. Dacă am fi fiecare școală, copii în fiecare școală, nu ar trebui să facem două schimburi. Deci motivația pentru care am făcut două schimburi e că toți copiii din comună vin doar la școala Mărginei. Pentru că cele... Dacă noi am făcut solicitare pentru Bodiș, pentru trei clase de la Lucra, să meargă să studieze acolo. Și toți suntem în 14 sate. Aveți o vină, doamna directoare. Nu vă acuz pe nedrept, pentru că ați fost într-o ședință, cred că iarna anul ăsta, și de atât ați mai ajuns la ședințele Consiliului Local. Doamna directoare trebuia să ocupe de chestia asta. Doamna directoare, dar ducea la cunoștință Consiliul Local, fapt, situația de fapt și situația reală la școală. Asta este, nu acum. Da, de fiecare dată totul era în roz. Deci, doamna directoare, Consiliul de Administrație a Școlii cu delegații noștri din Consiliul Local n-au făcut cunoscut adevărul care e la școală la Mărginea. Dar nu cred că este treaba noastră să vă spunem statul. Vă rugăm frumos, dacă, deci, noi... Lucrările nu le-am luat noi. Atunci, prin delegații noștri care erau în Consiliul Administrației, făceați cunoscut, informați Consiliul Local. Eu am transmis la fiecare ședință și sunt convinsă că domnul Cântec a spus. Vă rog frumos. Uite, suntem cu toții. Când am fost informați către domnul Peptănuș? Domnul Peptănuș. În Consiliul de Administrație este și doamna secretară și cu siguranță au cunoscut chestia. Doamna secretară are alte atribuții. Da, da. Consiliul Local este Consiliul Local prin consilier. Și care are alte atribuții, sigur. Lucrarea de la Lucrarea a început în Lucrarea, în ianuarie. Da? Lucrarea de la Barat a început în aprilie. Din aprilie și până acum, mi-am spus tot timpul, mi s-a promis că la 1 septembrie sunt gata școlile. Din ianuarie și până acum, Lucrarea nu s-a terminat nimeni decât școala exact. La Barat. Deci atunci eu am spus tot timpul. Au apărut avare. Dacă s-au apucat de lucru, spune că nici la anul în august, la anul în zgar. Pe cum să nu fie gata? Dăm bani, dăm bani și după aia vedem când putem să-i vă la urmă. Sau nu dăm bani și nu-i facem. Nici oricum nu dăm bani. Păi că nu-i contracte, dar sigur. Ia să-ți contracte. Dar nu-i de urmă. La 4 ani de zile n-ai zis nimic. Acum spui. Normal, ai și tu copii, gândește și o copie. Păi dar tocmai cum am enervat că am copii în care merg în clasa 0. Din ce le-ai spus la Mărginie? Din ianuarie. Din ianuarie și până în august, de ce nu s-a spus, domnule, mai trebuie bani la școala Lucan? De făcut ceva. Acum, în august, repede, în primul hai că mai trebuie bănuți. Nu, noi suntem de școala Barați, la școala Lucan. Eu devenim Lucan, mă doare. La școala Lucan ne încadrăm în procentul de diverse și neprevăzute. Acum, avem devizul general aici, o să vă explic la următoare. Și atunci, prin care când merge acasă, tot vă rog, îi spui copilului, tata, n-am votat pentru a ne face școala și tu ai să te duci la București. Din iunie, din ianuarie și până în august, nu s-a terminat. Nu fiți demagogi. Dar nu sunt demagogi. Până acum nu te-am auzit niciodată. Când am discutat la celelalte ședințe. Am copil, am zis că dau la școală la Lucan. De când eu reveni la ședințe și ai fost motivat? Vezi? Da. Adică te-am înțeles, am vezi? Sunat, am sunat. Adică nu te gândești. Te gândești numai la copii, nu te gândești la copii. Am sunat, am sunat. Dacă se ești numai pentru tine. E normal, dar nu trebuie să te gândești la tot. De ce îți pare? Reprezinți comuna. De ce îți pare la mine? Dar nu reprezinți, ești consilier? Da, domnule, ești consilier, dar de ce nu s-a făcut mai degrabă? Păi nu s-a putut, că nu s-a prezentat la licitație. Când s-a început școala Lucrarea la Barați? La Barați în aprilie. În aprilie și din aprilie și până în... Și de execuție până la... N-a venit. Măi, tu nu înțelegi. Dacă dumneavoastră au în 2021... Când ai fost motivat, n-ai zis nimic. Am fost după prima, dacă se poate să mă rog. Așa, nu te uitai de la mine. De unde am plecat, domnule? Ce-ți pasă la mine? Păi nu, dar nu. Păi ce? Trebuie să reprezentăm toți copiii? Reprezentăm copiii, dar să nu reprezentăm interesul. Copiii doar. Copiii. Păi atât nu interesul. Doar copiii. Trebuie să ne gândim că avem un rământ de pus. Nu, dar nu trebuie să rământ. Adică eu treabă ca de am uitat, dar corect. Acum piste vorba. Dar nu, eu nu sunt politic, eu m-a retras, nu sunt în eu nu sunt în nimeni. Au mai fost cineva care a ocupat învățământul românesc? M-am retras, nu sunt cu nimeni. Nu mai să gândim să ajutăm comuna. De asta reprezentăm. Eu îmi văd din serviciul meu, mă poate ies la pensie când lucrez. Eu sunt politica, mă. Am expus tot ce. Nu fac nimic. Dacă mai e ceva pentru mine. Consultanțe, vorbește la mușcare o altă întâlnire. Noi mulțumim, mi se pare. Deci, face foarte mult pentru noi când ne argumentați. Așa am cerut domnul dirigente să vină. Nu ajunge am plătit nici aici. Sunt supuse verificării unui finanțator. Bă, nu, dacă cineva va greși, va răspunde.
Clar. Nu, la noi s-au aprins spiritele politică. Nu, dar știți, este campania. Trebuie să blocăm ceva. Nu e vorba de campania, este vorba că nu trebuia băgate amândouă școli deodată în revoluție. Domnule, cine ne-a oprit pe noi să vorbim? Domnule, când ne-ați dat 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 dat. El atunci s-a fost lansat. Cine apelează la bani, bine, cine nu, nu. Despre asta e cosa. De școală atunci. Păi, dar sistemul energetic până pe exterior. Da. Dar se putea face, dacă nu puteam să punem o școală mai devreme la bani. Și interior. Nu s-au prezentat la licitații. Ele au fost depuse proiectele, au intrat în evaluare. Nu știu asta cum este, dar pierdeam și așa funcționează instituțional. Avem stenogramele de ședință, a fost tot de acord. Deci noi tot trebuie să scoatem la capăt. Degeaba încercăm acum. Nu pot să dau. Tot țara de camână. Acum trebuie să scoatem la capăt ca să dăm drumul. Am fost în final, veți avea două școli renovate. Despre asta e vorba. Domnule, va fi renovate, dar depinde când. Da, domnule, da. Dacă nu, nu achităm, nu plătim, dacă nu, bani nu o să fie. Aș creează pe care să nu fie. Sau să fie mai târziu. Sau să le atâmpăm 2 ani. La realitate și multe baftă. Concentrați-vă pe Luncan. Concentrați-vă pe Luncan. Nu mai bine. Că îi poate să iasă mulpă. Mai decât. Nu mai repede? Da. E mic, e mic. Vrem ceva? Da, asta e. Mai avans. Pe următorul punct, dacă... Da. Vrei să mai stați dumneavoastră dirigenții deja în termen că 10 minute? Pentru că la următorul punct avem școala Luncani. Cu acea modificare de procela diverse și neprevăzute conform hotărârii de guvern. Nu mai țin, nu e nicio problemă. Da. Doar dirigenții de șantier, suficient. Da, domnul constructor de la... La Baraș, puteți să mergeți, dați domnul la... Deci, la Baraș, dați drumul la finanțare și la sfârșitul octombrie sună cu un poțel. Ne vedem aici, la finanțare. Eu trebuie. Bun. Sănătate, sunt mobilizați și acolo, și acolo sunt mobilizați, dar trebuie să stau. Un pic mai mult mobilizare la Lucan. E, păi asta, da. Băi, nu a fost până acolo. Nu până acolo. Nu s-a lucrat tot timpul, nu s-a lucrat tot timpul. Haideți să mai terminăm cu Baratul, să mai discutăm problema Lucan. Probleme care trebuie au rezolvat. Asta e tot. Băi, atunci, supuneți la vot? Bun. Votările numărul 1. Cine cu Skoda Fabia, 27? Eu. 27? 27. BRB. Eu sunt. Ați blocat pe cineva. Ați blocat pe cineva. Bogdana. Duceți-vă un pic. Ați blocat, cum ați spus pe cineva. Dar nu e sus, e în fața aici, în fața. Păi da, dar s-a blocat. Ați blocat cineva în fața. Păi da, dar s-a blocat. Ne-ați ieșit mutat mașina, gata, cineva. Ați blocat. Să mai întâi. Supunem la vot punctul 1. Asta că lipsește. Da. Domnul președinte, domnul Guru se pare că a părăsit sala. Nu știu dacă se mai întoarce sau nu. Păi absent atunci. Da. Absent. A primit cele de la doamna directoare a dumnealui și o să pleacă că trebuie să fie neapărat măreva cu dumneavoastră. Nu putem să fugim de responsabilități. Nu, așa e, da, e. Nu-i omenești și nici bărbătești. Ai fost în față ori consilier și că trebuie să iei decizii pleci. Nu e normal. Nu ești de acord, ești împotriv, ok. Dar asta înseamnă furt de responsabilitate. Și mai vreți să fii consilier. Păcat, păcat, eu nu înțeleg de ce așa. Sper că oamenii să înțeleagă. Doar de tot am zis discuțiile astea. Da. Eu cred că cea mai mare problemă în ultimii ani a fost un consiliu local bun. Asta a fost cea mai mare problemă. Da. Și să vede, uitați-vă, că suntem puși în prezimă. Da. Bună, doamna director, eu... Dacă ați plecat, am acuzat degeaba. Consiliu discuția acolo. Nu-ți mă dați la telefon. Trebuie să... Uite-mi treabă, mă, spune-mi, dar n-am o... Vă rog, ședința la ore de genul ăsta nu pică bine. Sunteți pregătiți? Mai așa, da. Să punem la vot. Cine este fel? Împotrivă? Împotrivă? Deci, încă o dată, domnul Iojră, domnul Faraon, sunteți împotrivă? Nu, pentru. Deci, împotrivă. Cine este împotrivă? Domnul Iojră, încă o dată, hai ridicați-mă, da. Că trebuie să nominalizăm. Iojră, domnul Bardașu. Împotrivă. Fiți un pic atent. Cine este de acord ca să dea bani? Păi cum? Da. Ridicați-mă la cine de acord. Așa. Împotrivă? Domnul Bardașu, domnul Iojră? Eu m-am ținut. Încă o dată, haideți-mă puțin. Deci domnul Iojră, domnul Bardașu, împotrivă, dar dumneavoastră cum votați? Nu? Cum?
Împotrivă. Împotrivă, trei împotrivă, da? Domnul Iacob, așa, cine se abține? Domnul Unguru și cu domnul Cândea. Și restul domnul... Domnul Ioșca, domnul Marus. Da, domnule, așa se nu, e nominalizat. Nu sunt de acord ca să termine școala. Da. Filmați ca să-i vadă și pe dumneavoastră care se potrivește. Când te duci la poartă, omul îi spui, băi, eu nu sunt la terminat. Vreți să zic, eu nu văd zile. Să fii trecute ca-i posibil. Aminte că până acum noi vorbim 4 ani de zile. Am vorbit. Ce-ai vorbit? Când ce vorbeam, mă luai jos. Ce-ai vorbit? Când te-o întreba raportul de activitate, dar nu m-a pus la treabă. Vezi ce înseamnă? Ce înseamnă? Da. Să fim om la concluzie. Dați-mi voi să trag și eu o concluzie. Că o să trag o concluzie. Poate e prea mult. Stimați domnul, stimați consilieri. Domnule, ați fost, am fost, împreună. La mare majoritate ați fost în barca domnului primar. Domnule, și acum săriți la el? Nu sărim la el. Domnule, nu, ca să nu se termine. Domnul primar, și îmi permit să dau un sfat pentru primar și pentru viitorii primari. Domnule, alegeți-vă consilierii. Nu treceți pe tabel. Orice răgălii, orice răgălii. Și orice. Domnule, să fiți consilierii. Nu m-am referit la nimeni. Domnilor, domnilor, valoarea consilierului trebuie ridicată, nu coborâtă. Spun și să fii contra, trebuie să te duci la urmă. Domnul vice și domnul, de câte ori am dat telefon? Eu, domnule, aveți nevoie de expertiza mea? Câți dintre consilieri v-a dat telefon? Niciun. În afară de... V-am dat telefon că a fost cu inundație, cu zăpadă. Așa, spune-mi. Ai nevoie de mine, ora 12, noapte mă chem. Îl întreb domnul Bandașul la inundație. Dumneavoastră ați fost la Valea Budurii. El a fost la inundație? Și acolo, a participat, o trece cu mașina, era parcă era tu. Așa, zic, dumneavoastră, ăsta e consilier la PSD, zic, trece. Am venit, dar după cunoștința. Dumneavoastră, am venit aici. Păi, să vorbim și noi. Că suntem proști, că suntem tempi. Nu, acolo dumneavoastră nu e urmat. Telefon, n-am nimic. Nu te-au făcut nimic, bă. Dar nu, da. Dar nu trebuie să blocăm ceva. Aici sunt copii. Și nu să duci copiii la școală după chestie. Domnul Popa poate nu mai vrea să fie primar. Banii rămân aici, nu e acasă. Dar bineînțeles, dar nu e vreo. Discuțiile astea le portăm la dezbrere. Nu, nu, că tu vezi că ai stat 4 ani de zile și nu ai zis nimic. Dar n-am stat 4 ani. Nu, nu, nu. Acum nu sunt de acord pentru niște chestii, că nu se spune corect care sunt. Nu, mă rog la Dumnezeu să rămâi consilier în continuare, să nu mă interesaj, să fii pentru copul. N-am nevoie să rămâi consilier, nu m-am făcut. Să mă banca de aici, dincolo, că nu știi ce face și să-și plătesc. Nu sunt de acord pe treaba asta. Iar în schimb, cum a fost Nea Petrică sau cum a fost domnul Cândea, trebuie să știut, de-aia erau acolo. Dar au spus și domnul Cândea și domnul Pădurar. Acum, de ce să nu lăsăm un mandatul care vine? Care ești primarul? Pentru că noi educasăm bani acum și avem responsabilitate față de oameni care nu au. Atunci să plecăm, închidem consiliul, că dacă mai... Păi nu, am jurat până la final. Da. Cum adică? Domnule, nu facem închiderea în 20 de ani. Tu ai părerea ta. Da. Suntem aici că avem responsabilitate față de oameni. Fiecare răspunde. Ce responsabilitate? Ce respect au, domnule? Nu-i vedeți acum să spun. Cum putem să mergem la poarta omului? Cât de ipocriți pot fi? Vedează cu mine. Până eu n-am fost de acord. Vedeți cu mine la poarta omului, domnul primar. Ipocrizii până la maxim. Adică erau împreună în PSD acum. Aici cred că erau PSD-uri, domnule. PSD-ul 1 și PSD-ul 2. Păi nu, păi da, atunci cine mai poate înțelege? Mai sunteți la PSD, nu mai sunteți? Unde sunteți? Eu nu suntem la ei. Da, păi nu. Eu, unde sunt? Fiecare cu partidul lui, dar aici la PSD să vă mulțumesc în fiecare. Dacă explicați dumneavoastră că așa ați întâmplat aici. Domnule, gândirea trebuie să fie logică. Dacă e nevoie de școală sau nu, indiferent de la ce parte ești. Haideți terminați. Vă rog să vă sunteți că nu vă fac ce rămâne. Măcar rămâne roșu. Eu vă mulțumesc personal și la care au votat și la care nu au votat. Azi în primar, mâine nu mai sunt. Copiii rămân în comună, n-ar trebui să mute la Bacău. Eu rămân surprins de domnul Râncu, care are copil mic, vă spun. Da, dar am votat, ce se va face? Ai votat, felicitări! Dar mi-am spus punctul de vedere, mi-am spus că nu votez.
la nicio ședință de și eu, ca orice om, ca orice politică. Mai bine să mine să-mi influențare. Nu, dar eu am copil mic care merge la școală, de asta am văzut timp, nu am ceva. Sau să nu prele de mătrele. Dacă mergea toată vara școlii, ce care la școală, care era din. Dacă vreți, pregătesc microbuzele și mergem la barați cu mătrele. Da, după cum adică, nu-i papa, mă ce-i lasă-te capa. Trecem la punctul 2 al ordinei de zi. Haideți, vă rog, la școala, școala Lucani, pentru că domnii din Trinitate și Atiel au vrut să faceți în facea inteligent și vă rog. La școala Lucani avem o dispoziție de șantier din partea, din partea proiectantului, prin care ne aduce la cunoștință, bine, la sesizarea constructorului, în momentul în care s-a început procesul de reabilitare, tavanele au început să cadă. Da, lemnul putrezit nu mai susțineau și avem o dispoziție de șantier. Noi aici, ca și buget pe școala Lâncan, față de școala Barați, ne încadrăm pe procentul de diverse și neprevăzute. Numai că în proiectul inițial, procentul de diverse și neprevăzute s-a calculat ca fiind 10% din valoarea totală a contractului. Însă, hotărârea de guvern 907 pe 2016 ne dă voie să avem 20. Procent de 20%. Deci asta este practica aici. Deci noi ne încadrăm cu școala Lucani pe procentul de diverse și neprevăzute. Până în acest moment sperăm să nu mai intervină alte lucruri. Și de asta aici am modificat devizul general cu acea modificare de procent de la 10% de procent de diverse și neprevăzute de la 10% la 20%, urmând ca valoarea totală a investiției să fie de 1.137.338,22 lei, din care construcții modale, deci lucrările propriu-zise, sunt de 600.948,89 lei. Aici e o problemă la școală, dacă se dă pământul ăla și rămân grinzele, cum se vor prinde? Există din partea proiectantului dată soluție, se pun profile din acelea metalice prinse de grinzi, da, și se pune... Dar grinzile au grinzile putrede sau grinzile? Putrede. Alea care sunt putrede se repară, se consolidează. Sunt date de banii, de... Dar nu s-a făcut o expertiză la generator punctual. A făcut proiectantul expertiză și a dat soluția pentru treaba. Domnul constructor, estimați o dată când se va termina, la care se va termina școala de la Lucani? Da, cum fac contractul? Adică, sfârșitul anului. Noi încercăm aici sfârșitul anului. Și noastră conform contractului. Dacă puteți avansa un pic. Nu, nu, au intervenit niște lucrări suplimentare. Lucrări suplimentare care înseamnă și bani și timp. Dar dacă s-au finanțat lucrările la suplimentare, încerc să le facă la funcție unde se duce. Să le facă la funcție unde se duce. Asta încerc să duc. Dar vă spunem la director. Ce mai bine? Facem tot posibilul ca să... N-am înțeles. Grădinița și clasa 0 de la Lucani. Unde o să meargă? Grădinița rămâne tot la grădinița în clădire, cum a fost și când au început lucrările de reabilitare la școală. Clasa 0? Clasa pregătitoare, clasa a doua și clasa a treia, noi am făcut solicitare să le putem duce la școala Podiș. Sunt condiții foarte bune, am mers, am văzut școala, este reabilitată. Reabilitată de... Adică de construcție. Dacă îmi permiteți că am discutat, chiar am discutat ieri cu domnul Iosu, în funcție de cum primește și dumneavoastră de la minister, știți că am solicitat dumneavoastră centrul de sănătate la Podiș, are școala la Podiș, a zis că intenționează până la începerea școlii, pe cât posibil, să pună o centrală acolo, ca să nu mai trebuiască făcând focul. În funcție de cum primește aprobarea de la Ministerul Sănătății, Ministerul Educației pentru școală, dar dacă vine aprobarea până la începutul școlii, da. Dacă nu... A zis oricum dumneavoastră va investi acolo într-o centrală pentru acea școală. Aici poți să felicit pe domnul Pindea, școala făcută de când era de suprimat. Sincer. Așa e. Da, și dacă o folosim acum, înseamnă că a fost o investiție bună. A fost o investiție bună, dar poți să... Chiar dacă e sala la mine, la Codin Sala. Ați primat pe domnul președinte Consiliului Județean Pindeanu, prin domnul, nu? Vreau să întreb la dacă are autorizație sanitară de funcționare, acea școală. Era așa, presigur. Ce să aibă? Școala?
Da. Cum să aibă aviz de funcționare dacă n-a funcționat? Autorizație sanitară. Cum să aibă dacă n-a funcționat? Deci va trebui, sigur, regim de urgență, categoric, dar numai să știți să știu, pentru că noi n-am știut exact dacă se va face așa sau nu. Când aveți nevoie, da, să ne dea domnul constructor o dată, pe data de se termină școala la Lungan și am văzut pot să spun. Să-l ia Dumnezeu. E gata, dar nu aveți tu 5 copii acolo. La școala Lungan a fost mai greu pentru că s-a făcut acea extindere pentru lucrurile sanitare. Adică acolo a fost construcție de la Serotine și la Palat a fost... Deci, nu a fost lipsă mai multe zile de la chestia. Poate termina, asta e important. Poate termina. Deci, în felul dacă are și banii, chiar pe rău, și pe rău, dacă vezi, alte lucrări, case particulare, lăsați acum, drag, Doamne, iartă-mă. Lăsați orice lucrări, n-am mai crezut. Eu îl rog pe domnul dirigenții de șantier să vină lunar, să ne comunice stadiul lucrărilor, la ambele lucrări. La fiecare ședință participați și... Și vă rog să chestionați. Dacă sunt, aveți o prere și ne spuneți că sunteți reprezentanții noștri, vă rugăm frumos. Dacă oamenii nu vin la muncă, dacă constructorul nu se ține de cuvânt, veniți și ne raportați imediat. Asta e rugămintea mea, la fiecare ședință. Puteți să mai veniți pe cineva din partea... Acolo în zona este domnul Pertanu și totdeauna ne-a spus cum se lucrează, când se lucrează... Vedeți, rămasele aveți și compătate. Din partea consiliului... Să știți că eu chiar văd mașină când trec la Deac, nu trec cu sigur, dacă văd oameni... Dar nu cred că e un direct pentru domnii să vină să ne spună... A, și în afară, faceți probleme. Venim și vă spunem. Să punem la vot? Să punem la vot. Proiectul de hotărâre. Cine? Domnul președinte, dacă îmi permiteți, aș vrea eu să iau puțin cuvântul. Da, poftiți. Am fost neplăcut surpriză să aflu că unii consilieri, nu știu ce discutăm noi în ședința Consiliului Local. Vă referiți la... Ba mai mult, da, domnul Iacob. Ba mai mult. M-a acuză personal, îmi permite să vorbesc, m-a acuză personal că confecționez hotărâri fără să vă aduc la cunoștință. Cine v-a acuzat? Dumneavoastră eram domnul primar de la Măguraie. Domnul primar de la Măguraie era din nou la mine. Eram din nou la mine, el să vorbească el. De trei ori chiar ați insistat să mă acuzați că n-am discutat niciodată despre asta. Așa ați fost dumneavoastră și credeți-mă, domnul primar de la Măguraie era din nou la mine. V-am și dat adresa de mail. Comunicare. Deci am noroc că le trimit pe mail. De asta este foarte bine. De acea hotărâre pentru dreptul de uz și servitude pentru Comuna Măgura, pentru acel branșament la rețeaua de gaz metal. Era pus și ședință. Da, dar nu e adevărat, că n-am discutat în ședință cu consiliul local. Nu s-a aprobat atunci. Iar sunteți unul din consilierii care n-a lipsit niciodată la ședință. Dar cum puteți să spuneți că eu nu vă aduc la cunoștință sau că nu vă discutăm? Comuna Măgura se leagă de UDA-ul pe dealul Barasului. Așa a fost, vă rog să ascultați un pic. A fost vorba așa, se leagă undeva, trece pe un sfârșit suprafață pe dealul Barasului. Și s-a votat. Păi dar nu are cum. Dumneavoastră, domnilor consilieri, ați auzit cumva că se sparge strada acum la asfaltul tot, să taie pe mijloc și ajunge la pod pe strada principală? Ați votat dată așa ceva? Dar să așa mă întreb de urs și servitude. Dar nu sparge asfaltul, dar nu-i prevăzut așa. Domnul primar, ce-a spus? Ce-a spus ieri dumneavoastră? Este hotărâre și de Consiliul Local aprobată care se face asfaltul drumul județean. Drumul județean care ajunge la Cumpăna e drumul județean și a aprobat ei. Drumul județean, nu, județean. Și drum, dar dacă a aprobat drumul județean, nu traversează ca să ajungă la drumul județean. Pentru că suntem obligați, dacă nu mâine te-am dreptul de urși și servicute, ne-a obligat în instanță. A fost prevăzut, a spus în proiectul respectiv, dar nu se taie asfaltul. Da, domnul obiect, în proiect este prevăzut și readucerea la starea inițială a drumului. Că toată lumea este obligată. Confirmați, s-a spus de strada Cumpăna ceva? Este drept de urși și servicute. Ba da, primarul de acolo. Este unul dintre dumneavoastră care a venit și a vrut să studieze documentele și nu i-am permis. Vreau unul dintre noi, toți colegii
noștri din primărie. Nu v-a interesat niciodată pe mulți dintre dumneavoastră. E adevărat, unii m-ați întrebat, unii ați fost curioși. Nu știu, eu nu sunt specialist, de asta chemăm specialiștii, da? Dacă aveați o nelămurire, era un drept de uz și servitute pentru alimentarea da, curate pe a satelor Crihan. Dar nu, Să vă spun așa, aici s-a schimbat proiectul. Pe data de 3 august mă aflam undeva pe o parțială în Bernalman, sus pe deapă. Au venit 3 specialiști în aparat. Poți să vă aduc să vă rog, poți să-ți vorbesc și eu, nu? Vă las schimb. Așa, păi vă rog. Au venit și specialiști, mergeau pe conducta din altă, prin păduri, să ajungă la barat. Pe acolo trebuie să tragă conducta. Și a zis că merge pe lângă, că nu poate pe mestea din altă, da? Da. Acum văd la 3 săptămâni că se schimbă problema. Și am întrebat și meseria și așa. E același contract. A vorbit domnul pădurar, a vorbit cu dânsul, al altăieri, și a zis așa, nu putem trece pe acolo, trebuie să trecem pe mijlocul asfaltului. Dar cum să proiectul se schimbă așa în 3 săptămâni? Dar proiectul de acolo Pedro, și l-ați și a spus că domnul Robert a zis așa, nu se sparge un asfalt, doar dumneavoastră ați oprit lucrarea, nu e. Și nu e oprită? Păi e oprită. Păi să ne înțelegem ceva. Dar de acolo nu se poate trece pe direct, că stația e la casă. Păi, domnule, am venit cu idei, eu spuneam clar, domnule, trece pe bucata mea, eu am bucata care trece. Exact. Dar nu e venit nici domnul Iacob, deci noi ne-am dat decât un drept de uz și servitute. Autorizația de construire a emis-o Consiliul Județean Bacău. Ați dat drept de... avizul nostru, avizul drumurilor județene și toate avizele care trebuie. Noi am dat un drept de uz și servitute. Adică acum ați specificat acolo că se taie asfaltul? Pe cum dacă e asfalt? În documentația, și atunci acolo specifică toate lucrurile. Și avizul ăla trebuie aprobat de Consiliul. Nu toate. Nu toate avizul. Deci poate să treci la faptul că cineva construiește linie de stau degeaba. Ceva și nu vrem să facă nimic. Asta este dosarul de ședință din... Eu dau și dumneavoastră că nu ați înțeles. Eu chiar nu înțeleg. Nu trec toate avizele pe Consiliul local. Da? Avizul certificatul de urmă la Consiliul Județean, da? Păi știu, mi s-a spus chestia. Tu chemezi din Consiliul Județean. La aprobarea Consiliului Local Consiliului. Nu aprobarea. Am dat un drept de uz și servitute de trecere. Uitați, aici este pădurele. Deci astea sunt planșe. Ia. Da? Să vedem că ești picat la ce scară. Tot timpul din doar. Nu știu dacă pot să facă. Vreau copii să-i arăt la cetățeni. Cetățenii ies în stradă. Și-a zis că aduc televiziune. Nu e nicio problemă. Cine se pricepe, se pricepe. Asta e conducta proiectantă. Asta este din dosarul de ședință din mai. Asta e și unde Sociul Romeu, la Marghetti și... Dar tu ești cine a fost să treacă direct pe aici? Și am parțial eu. Nu sunt eu proiectant. Și asta când e topit? Când e topit? Are dat bine. E jos acolo, asta e în care? Acolo, așa. 2009, sprujă măsură. Și este aprobată ședința din 26 mai 2020. În baza solicitării Consiliului Județean, 26 mai. 26 mai? Dar ce nu vreau să știu? Iar printre altele este cu... Mai știți ce-ați votat concret? Cum să nu știu, domnule? Câte proiecte? Dacă auzem strada acum, până acum să nu mă ridicam în sus. Stați așa, păi cum e? Adică ce vorbiți? Adunează toate să confirme biserică, dar ce spun eu nu nimic. Așa se trebuie. Nu. Pe mine m-a deranjat faptul, deci nu este dreptul dumneavoastră să aprobați sau nu. Pe mine m-a deranjat că ați spus la îndoială integritatea mea profesională. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Nu am spus nimic. Eu nu cred. Cei care mă cunosc de 20 de ani sunt înțelegați. Ați mai spus odată ceva cu 4 ani de zile și v-am confirmat că n-a fost adevărat, da? Da. L-am adus de față prin respectivul la domnul primar? Și da, s-a confirmat că n-am fost adevărat. Și atunci, de ce spuneți că domnul primar de la mine. Deci a doua oară bărâniți de niște chestii. A doua oară mă bărâniți de niște probleme care nu sunt adevărate. Care sunt obligații de constructori? Constructorii ce obligații are? Trebuie să le facă. Dar nu le facă, nu prin... Că la stadiu inițial. Dacă le facă la cine o vorba, strada Eternității. Dacă le facă la cine o vorba, strada Eternității. Să le arăt la cetățeni? Dați-mi copii, să le arăt la cetățeni. Vă spun, cetățeni, ideea este că nu cred că ne iese la Xerox toată
tranșa asta așa mare. Pe strada principală bine se merge. Șansa tot pe asfalt. Pe să fim mijloc. Păi nu vreau văzut acolo. Pe margine se merge. Uite, hai vă spun eu. Cetățenii nu sunt de acord. Nu că m-am dus eu și le-am spus. Da. Nu, ce-a puțină la chioșc, a zis că aduce televiziune, că dânsi au turnat pădețe, dânsi și-a făcut pentru apă de scurge, dânsi și-a făcut tot. Și acum li se strică? Da, ai zona drumului județean. Drumul județean. Nu-i proprietar, nu-i nevoie de la el. Nu-i proprietar, nu-i proprietar. Nu suntem, dar proiectul a fost făcut pe drumul. Aveți dreptate într-un fel, dar în cealaltă fel nu. Pentru că de la mărgine trebuie oprită sau asistată această chestie. Nu-i dau aprobare, am pățit ca și voie de la fântânele cu apă. Când în 2004 nu s-au dus Androni să-și continue lucrarea. Vă zic că nu mai are nevoie din gaz. Și la fântânele asta, tot la da, drept de uși și servitute primăriei Bacău pentru rezerva de apă a Bacăului pe drumurile de la Barați. Am dat eonului, lasă astea. Da, adică noi permanent... Eu cred că atunci a fost o neînțelegere. La voastră mi-ați explicat că luptau să vină pe dealul Barat. Vedeți pe dealul Barat? Nu, nu v-am explicat. Nu s-au știut nimic. Confirmați vreau și cum a fost. A fost la ședință, nu? Poate să iau tătuit, mă redragă. Dar nu sunt vis, ce-a fost ăla? Un segment pe dealul Barat. Nu s-a fost la ședință. Nici nu am întrebat niciun dintre noi pe unde v-ați mai exact. Păi vedeți? Păi dar n-am întrebat niciun. N-am întrebat nici cât e dealul Barat. Dar n-am întrebat niciun. Am întrebat cineva atunci? Dar nu s-a spus strada, cum mă răzistat? Nu s-a spus, dar nici noi n-am întrebat. Nici nu trebuia spus. Nici nu trebuia spus. Dar nu puteți să vedeți că nici noi n-am întrebat. Putem ajunge din Crihan pe dealul Baratului fără strada și în Pădureniu? Eu nu știu. Și la Pădureniu n-avem niciun drept. Poate nu putem să era clar că de la Crihan vine prin Pădureniu, domnul Iacob. Nu, Crihanul nu coboară în Pădureniu. Da, doamnă, coboară în Pădureniu. Despre asta e vorba. În pădure, traversează tot drumul județean, iar la noi ocupă 170 și ceva de metri. Pădurează, știți că sunt 30 de case, familii, care au apa trasă. Vă cred. Pot să treacă pe desubt. Ce face? Vă cred. Face? Să știți că și la Treveș, pe strada... Nu ți-a treacă pe terenul meu, nu-mi trebuie nimic. Domnul Iacob, domnul Iacob. Cine vă întreba? La Treveș, pe strada unde stau eu, s-a introdus conducta de gaz după ce s-a asfaltat pe proiectul pe 3-2-2. Credeți-mă că știu ce înseamnă să spargi asfaltul după aia nu mai fie la fel. Cunosc, dar nici nu putem să... Vă spun că să rămână ca pe strada Eternității, a tras gazul, a tras canalizare și nu s-a făcut nimic înapoi. Sunt găuri, sunt piedici și bătrânii care se duc la cimitirul. Așa să rămână și ieri l-am chemat pe domnul primar de la Mălucu. Dar vă spun că vă aduc toți sunt cetățenii. Tot ce trebuie să ne aducă. Specificăm clar să ne facă cu covor asfaltic, nu doar. Da. Covor asfaltic pe toată suprafața. Da, suprafața. Strada are 3 metri, da? Conducta are 25. Deci vă dați seama ce lăsăm. Păi merge de aproape un metru sau. Și refăcut cu beton. Deci rămâne un metru, partea asta, ce facem atunci? Nu se meargă tot malul? Și are și un metru jumătate malul acolo. Că a vrut să meargă pe margine. Deci proiectul era pe margine, da? Deci nu era să tai asfaltul, vă spun, că am vorbit cu domnul Pădurară. Proiect era să meargă pe margine și domnul de la urbanist, cum îl cheamă domnul, așa, a spus, nu intrați, a fost vorba că nu intrați pe asfalt, nu tăieți asfaltul. Mergeți pe margine, pe pământ. Și nu are, au constatat acum că nu are pe un să meargă, că e mal. Și atunci tai asfaltul și atunci... Dacă prin mal. S-a pe proiectul. Păi vedeți? Proiectul nu este pe centru, pe mijlocul drumului proiectul. Trebuie respectat. Nu se respecte proiectul și gata. Este pe margine. Și atunci... Trebuie respectat. Păi atunci trebuie să respecte proiectul și gata. Păi nu respectă... Constrățări. I-am chemat la fapt, la fața locului, da? Să răspundă. Dar acum, noi am aprobat. Ce am aprobat? Cu gazul mi-a aprobat. Eu vreau să știu cu problema proiectației. S-a aprobat, nu s-a explicat cum trebuie. Da, nimic nu s-a explicat. Da, asta v-am găsit de la dumneavoastră. N-ați explicat ce trebuie. A spus că un teren, a spus așa, un teren pe dealul Baratului, așa ați vorbit. Domnul Iacob, să știți că rețin foarte bine, chiar dacă am vârsta ta, rețin foarte bine totul, să știți. Cum Dumnezeu Sfântul din Crihan și dealul Mare să ajungă în Barați? Era logic, era logic. A zis că merg pe lângă conducta de înaltă. De-aia am găsit ingineria, că mergea și au spus că pe acolo merge conducta de joasă. Acum s-a schimbat proiectul. Nu s-a schimbat nici proiectul, că e proiectul comun infrastructură. Poate cine v-a spus dumneavoastră, vă informa greșit. Voi informa greșit și nu eu sunt aia, pentru că eu
era cerut. Vă înțeleg, da, poate am cerut de atâtea ori să cumpărăm, să avem un videoproiector aici, să se explice ca la tablă. Dar așa trebuie făcut. Ca să vadă toți consilierii. Există videoproiector. Era o problemă. Aprobarea este sau nu este, cum e cu legală sau nelegală. Problema este următoarea. Primarul de la Mangura se va schimba, nu cred că va mai ieși el. Dar indiferent, mă interesați, m-a întrebat politic. V-ați de ce a început asta? Da, pentru că am avut manipulație de care trebuie să le spune. Se dărâmă ce se face, dar trebuie să respecte contractul. Nu trebuie să primărie. Dar nu e un proiect în derulare. Nu trebuie să contează. Nu, dar dacă un proiect scris meargă pe margine, părerea să respecte proiectul. Respecte proiectul. Să nu tai asfalt. Păi, poftim, orică. Tocmai de-aia a spus, mă învățat că sigur, vă spun. Uite că dacă puteți urmări la scară, domnule, vedeți ce scară aveți în schiță și urmăriți dacă se respecte proiectul. Da, nu specificat în nu se vede. Intrați pe marcă. Ce-a vrut să vă spun și ați văzut pe marcă. Vă spun și ați văzut pe marcă. Domnul Iacob, haideți să mă mai fac. Duceți pe ea. Rețeaua de distribuție existentă în satul Pădurei are diametru de 160 de mm. Deci era clar că Pădurei nu desemna. Era clar că Pădurei. De asta v-ați spus, eu n-am spus în viața mea cu bărat. Chiar nici n-am știut. N-am știut nici eu fix pe unde trece, că nu e treaba mea să verific documentații tehnice. A fost vorba de bărat, de acolo se puși Pădurea. Asta am aprobat atunci. Nu, am aprobat un drept de uz și servitude da, și pentru Mangura pe o suprafață de 172 de metri pătrați, conform unei anexe, iar anexa sunt acele planșe. Da, și vreau să dați să spargem strada acolo. Dar n-am trebuit să știu ați venit treaba mea să verific documentații tehnice. Eu nu-i verific documentația lui Mangura, eu pot să-i dau voie să treacă sau nu. Proiectantul comunei Mangura. Dacă ați cerut o aprobare în Consiliul Local Măgineni, trebuie să aveți și documentația în față. Și-o arătat la Consiliul. Asta vă întreba cineva. Asta v-am spus eu, domnule. Există documentație aici. La urbanism există această documentație. Nu vă mai certați civila așa noastră. Noi nici mai atunci măcar nici n-am întrebat. Despre asta am spus. Am spus așa ceva. Da, o să meargă. Eu n-am... Dar de acolo treacă cu oameni. Dar de acolo era treacă. 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 Comuna. 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 Din la, deci la primărie până de la... Păi da, nu cumpără, de roate, vezi, câiga. Da, nu cumpără. Dar ar fi ultima problemă? Mai sunt ceva probleme? Așa, doamna secretară, să știți, ca a doua oară când îmi spuneți în față că vă băduiesc eu cu ceva. Vă scot. Ma, nu, nu, mă deranjează că vorbați cu ceva. Nu e nimeni, nici n-am vorbit cu dumneavoastră. Păi nu, dar v-am spus că se pune la realitate. Ședința închisă?